Președintele Vladimir Putin a semnat joi un decret prin care ordonă încorporarea a peste 134.000 de noi recruți în armată. Ca parte a proiectului anual de primăvară al Rusiei, Ministerul Apărării a anunțat însă că încorporarea nu are nimic de a face cu războiul din Ucraina, scrie Digi24. Ordinul a venit la cinci săptămâni de la invazia Rusiei, care s-a lovit de o rezistență acerbă ucraineană. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a declarat marți că niciunul dintre cei chemați nu va fi trimis în puncte fierbinți. Problema implicării recruților în război este foarte sensibilă. Pe 9 martie, Ministerul Apărării a recunoscut că unii au fost trimiși în Ucraina după ce Putin a negat acest lucru în diverse ocazii, spunând că au fost trimiși doar soldați soldați și ofițeri profesioniști. Purtătorul de cuvânt al lui Putin a declarat la acea vreme că președintele a ordonat procurorilor militari să investigheze și să pedepsească oficialii responsabili pentru nerespectarea instrucțiunilor sale de a exclude recruții. Proiectul militar anual de primăvară care se desfășoară între 1 aprilie și 15 iulie vizează bărbații ruși cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani. Rusia a invadat Ucraina pe 2 24 februarie în ceea ce a numit o operațiune militară specială de demilitarizare și denafizicare a țării. În ultimele zile, Putin și-a reformulat obiectivele spunând că se concentrează pe eliberarea zonelor estice în care separatiștii susținuți de ruși luptă cu armata ucraineană din 2014.